Tatăl, din înaintea Ta, Doamne, la început de an, toată biserica, Doamne, și nu facem altceva decât cum îmi uveu din mința Ta la Calvar și ascultăm, Doamne, de promisiunea Ta și anume, în mod constant, să luăm parte la cina Domnului ca un semn al ascultării al divinții Tale, Doamne. Mulțumesc că și stau înaintea fraților, înaintea bisericii, înaintea Ta, Doamne, cu această pâine care simbolizează trupul lui Hristos care s-a plâns la Calvar și a dus iertare de plină națiunilor, a dus stăpânire, eliberare și încurajare, Doamne, la o viață nouă. Mulțumim că și transformarea în care suntem și noi, Doamne, incluși și datorită lucrării la Calvar. Doamne, vrem ca anul acesta, ca biserică, cu toții, Doamne, să luăm parte la cina Domnului. Știm că ești prezent aici, în trup, în duh. Și, Doamne, acest simbol aduce vindecare și spirituală și trupească. Și mai mult decât atât, ne dă siguranța că vom fi cu Tine pentru eternitate. De aceea, Doamne, ajută-ne să înțelegem importanța cinei Domnului. De aceea, Doamne, mă rog pentru frații, Doamne, care acolo conștiință sau viața este pătată. Doamne, lasă mărturisire în aceste momente de rugăciune, Doamne, și tot mai mult să întindă mâna ca anul acesta să ia hotărâri drepte, dreptul în început de an, să ia cina Domnului, ca astfel să țină tot anul în prezența Domnului. Doamne, binecuvintează și curățește, sfințește, Doamne, prin sângele Tău și prin cuvântul Tău. În numele Domnului ne-am rugat. Amin și amin. Doamne, stăm în fața prezenței Tale. Este prima masă din acest an, Doamne, pe care celebrăm cu Tine, Iisuse. Nu știu dacă vom mai apuca în fața prezenței Tale, dar știm că acolo, în Împărăția Ta, Doamne, Tu ne-ai pregătit un loc, acolo unde ești Tu să fim și noi, Doamne. Am cântat așa de frumos, doar sângele Tău, frate, avem în față sângele Tău, Doamne. Sângele Tău care s-a pus la Golgota și a spălat păcatele noastre, Doamne. În sângele Tău avem iertare, Doamne. În sângele Tău avem vindecare, Tată. În sângele Tău, Doamne, avem viață. Ca toate mâinile care se întinde în această seară către sângele Tău, Doamne, să primească, Doamne Dumnezeule, viață din belșug. Vă să fim o biserică vie, plină de Duh Sfânt. O biserică care să trăiască după cuvântul Tău, Tată. Toate lucrurile nu au nicio valoare dacă nu ești Tu în mijlocul lor, Doamne. De aceea fac această lucrare, Doamne, și dă valoarea sângelui Tău, Doamne. Valoarea sângelui care s-a pus la Golgota, Doamne. Să simțim la adevăr că Tu ești Fiul și Fiul nostru. Îți mulțumim, o Tată, și ne vedem. În timp ce tinerii vor cânta, eu cu față nicior vom veni și vom oficia cina Domnului. Cei care au botez, pot testamental, chiar dacă sunt membri la altă biserică și s-au cercetat, pot să ia cina Domnului. Haideți cu toții să facem cinste, glorie lui Dumnezeu prin acest act al cinei. Amin și amin. Cei care nu iau cina Domnului pot să ia locurile.
căci am primit de la Domnul ceea ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, această pâine este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta pentru pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faci lucrul acesta, spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Amin. Haideți cu toții să mulțumim Domnului pentru această oportunitate de a cunoaște pe Hristos ca Domn și Mântuitor. Haideți să facem rugăciune care să cere mai departe, prezența Domnului să fie mai departe cu noi, la timpul de biserică. Amin. Să ne rugăm cu toții. Amin.